Un puști o întreabă pe mămica sa, de-o face să-și înghită vorbele. Ce este, mamă dragă, patria, că ne omoară învățătoarele? Mămica lasă jos sacoșa în drum, ar vrea să plângă și să râdă, ar vrea. Copile, sincer, nu știu ce să-ți spun, atâta știu ce s-a ales din ea. E locul unde de 60 de ani își bagă brutul coada printre noi, și doar pentru un pumnișor de bani porumbul nu mai este păpușoi. Luceafărul se-ntoarce în mormânt, că două vorbe nu mai poți să schimbi pe acest picior de plai, pe acest pământ. Româna se vorbește în două limbi. Patria! Patria! Ce este, mamă dragă, patria? Ce poate să îți spună mama ta? Ca să înțelegi ce înseamnă patria. E o țară unde, ca să fii docent, lucrarea ți-o încep luni și o termin joi. Să fii patron de club e suficient, să ai în Dobrogea un câr de oi. În pușcărie, domn, de vrei să fii, să ai celulă de miliardar. Îți treci toată averea la copii și în CV îți treci că ai fost primar. În loc să scoți cărbun, te apuci și bați și lași orfani o droaie de copii. Și în loc ca să dai țării kilovați, dai țării un volum de poezii. Ne luăm ostatici singuri noi pe noi, cu-n circ de zero lei și zero bani. Cum e posibil, veți afla doar voi peste aproximativ 50 de ani. Când tu vei fi mămică, mare șef, te roagă mama ta acum ceva, să nu dai formele de relief, că asta a mai rămas din țara ta. Ba nu, mai e un lucru, am uitat, mămica ta te roagă, puiule, în caz că vei ajunge șef de stat, să nu dai barză, varză, viezure. Sunt curios ce se va întâmpla, ce mama puștiului răspuns va da. Peste jumătate de secol și ceva, la întrebarea ce e patria, ce mama lui răspunsul ei va fi, ce mama ei de viață vom trăi, ce mama lor de șmecher de copii, ce mama ei de treabă vor gândi. Patria!